Salutare, scumpii Balaurului! Cu o bere în mână, ne pregătim de un grătărel. Am dat foc și berea începe să se golească. Focul arde. Prima șarge. Pulpițele de pui puse la jar de un maestru bucătar. I-a scăpat un deget. Focul arde și pulpița se coace frumos, elegant, bucătar adevărat. Trecem la șarja 2, ceafă și cotlet de purceluș, bineînțeles purceluș de România. Și arde focul în continuare și ceafa se pregătește, frățioare. Asta înseamnă să avem grătaragiu, serios. Întoarce cotletul pe față și pe dos. Uite-l cum se face. Grătarul cel mai bun. Că avem maestru acum. Maestru bucătar. Grătaragiu. De fapt. Și focul arde. Și grătarul se face. Ce mergea la acest grătar? Un vin italian? Uite așa se strânge carnea și se pune la oală. Minunat. Și micii pe grătar, acum am armat. Ca la Dădulești. Micii sunt cam povești. Frumos și elegant. Ia micul neamule. Micul cel mai bun. Îl rotește grătaragiul acum. Micii se rotesc. Poftele ți izvorăsc. Minunată mâncare. Îți lasă apă în gură, frățioare. Și de povestit aș mai povesti, dar foamea nu prea te lasă, copii. Și la final punem cârnații pe grătar. Se rotesc, se pârpolesc. Poftă bună ne doresc!